În platoul emisiunii a revenit dr. Bogdan Pană, medic specialist în neurologie. Mulțumesc pentru răspunsul prompt și pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc și eu pentru invitație. E mereu o plăcere să vorbesc despre subiectul meu preferat din neurologie, despre durerile de cap. Și durerile, despre durerile pe care le avem de fiecare zi, aș putea spune. Destul de frecvente, mă gândeam și la începutul acestei luni, când în septembrie se întoarce majoritatea de la, din vacanțe și găsim birourile pline, ne întoarcem la lucru și parcă simțim și atunci durerea de cap. Însă, nu doar în momentele acestea, ea este pretutindă. De ce ne doare capul, domnule doctor? Atunci când mergi la medic și spui că te doare capul, sunt peste 200 de diagnostice posibile, așa că e foarte greu să zic exact de ce ne doare capul. Însă... Atunci când mergi la medic și spui că te doare capul, medicul are în minte două variante în principiu. Ori e un tip de cefalee primară, te doare capul pentru că ea e boala în sine și anumite, are fiecare tip de cefalee primară, cea mai cunoscută e migrena, de exemplu, are anumite particularități. Ori ne gândim la o cefalee secundară, adică ne doare capul de la ceva. Că am pățit ceva, o boală anume, o patologie anume și din cauza ei ne doare capul. Cam în 10% din cazuri ne doare capul de la ceva și trebuie să, să avem în minte anumite steaguri roșii, anumite semne de alarmă. Când apar aceste semne de alarmă, ne gândim că ne doare capul de la ceva? Înțeleg că durerea de cap este cumva acceptabilă, normală, în anumite condiții. Iar dacă se întâmplă ceva în plus, înseamnă că este o problemă. Ce ar trebui să se întâmple în plus? Sau haideți să luăm câteva categorii sau tipuri de durere de cap și să vedem care sunt particularitățile. Da, dintre cele pe care majoritatea populației, de care majoritatea populației suferă. Uh, cele mai comune sunt cefalea de tip tensional, e un tip de cefalee primară, nu e doar de la ceva anume, uh, apare cu o proporție foarte variabilă în funcție de statistici, undeva între 40 și 70% din populație suferă din când în când de cefalee de tip tensional. Uh, se numește așa pentru că se tensionează musculatura din jurul capului, uh, o mai denumim și cefalee de stres sau de oboseală, apare când s-a acumula stres sau oboseală. De obicei uh, e o durere de cap săcăitoare, uh, la nivelul frunții sau la nivelul cefei sau și-și, de obicei nu te deranjează în mod deosebit zgomotul sau lumina sau nu e greață, nu vomiți. De obicei dacă te-ai a trecut, deși și ea poate să țină până la două săptămâni în continuu. Um, și asta este cel mai, cel mai, frecvent tip de durere de cap, mai toată lumea are din când în când așa ceva. Uh, ceva mai cunoscută decât cefalea de tip tensional este migrena. Migrena, din fericire, uh, are o prevalență mult mai uh, joasă Undeva cam un om din șase suferă de migrenă. În migrenă lucrurile stau altfel. De obicei, în migrenă, durerea de cap este pe o singură parte a capului. De obicei, pe oamenii care suferă de migrenă îi deranjează zgomotul, lumina, pot să aibă greață, pot să vomite. Fiecare episod, dacă nu iei ceva repede, un tratament repede, poate să te țină între 4 ore și 3 zile perioadă în care ai ceva, o să sune dur ceea ce zic, dar asta ai în timpul atacului de migrenă, ai o meningită aseptică, adică ai o inflamație a meningelui. Într-adevăr, e autolimitată, nu e dată de vreo infecție, însă ai meningită cu toate caracteristicile ei, dacă noi ai luat ceva repede și de asta nu poți să te culci cu durerea de cap să te gândești că o să-ți treacă, pentru că cel mai probabil o să se facă mai rău. Și pacienții cu, care suferă de migrenă știu din proprie experiență că e bine să-și ia ceva la primele semne. Și probabil că femeile suferă cel mai mult de migrenă. De migren. trei ori mai mult decât bărbații a, suferă femeile de migrenă. A, aparent, pare să fie o contradicție în ceea ce le spunem pacienților, pentru că pe de o parte le spunem să ia ceva la primele semne, că atunci își face medicamentul respectiv treaba cel mai bine, dar pe de altă parte le spunem, dar fiți atenți să nu luați anumite medicamente prea des, pentru că dacă sfer deja de migrenă și medicamente prea des, chiar și antiinflamatorii obișnuite, dacă le luat în peste 15 zile pe lună, sau anumite tratamente țintite pentru migrenă, dacă le luat în peste 10 zile pe lună, timp de minim 3 luni la rând, apoi durele de cap, în afară de faptul că nu mai sunt așa de responsive la tratamentul respectiv, pot să, vine, pot să devină din ce în ce mai dese, până când poți ajunge să ai durere de cap zilnice din cauza pastilelor. Asta e un tip de durere de cap pe care n-ai vrea să-l ai. Da, se numește cefalee de abuz medicamentos. Sună <laughs> foarte urât, Domnul par să fie incriminați pacienții. Ei, cu siguranță, nu ar vrea să facă acest abuz, dar îl fac pentru că, uh, sunt, pentru că e necesar și pentru că încă nu au uh, primit un tratament de prevenție țintit, care să fie și eficient. Sau nu s-au gândit să meargă la medic, să ceară așa ceva. Ce alt tip, tip de durere de cap mai există? Ca să... Păi, pe lângă acest, Tipurile primare sunt cefalea de tip tensional, migrena. un alt tip care este cunoscut, se numește cefalea în ciorchine. Nu cred că am vorbit vreodată în emisiune despre acest tip de cefalee. Cefalea în ciorchine apare. E nou și pentru mine. <laughs> apare mai degrabă la bărbați, în special bărbați tineri fumători. Uh, seamănă cu migrena, poți să o confunzi cu migrena, e tot pe jumătate de cap, tot așa te supără zgomotul, lumina, greață, poți să vomiți, uh, însă fiecare episod ține între 15 minute și 3 ore. Doar că poți să ai până la 8 astfel de episoade pe zi, zilnic, între o săptămână și 3 luni de obicei, dacă e să fie forma episodică, apoi poți să uh, nu mai ai deloc un an, și apoi poate să te apuce iar și iar și iar în serii zilnice. Uh, la fel ca și în migrenă și în cefalea de tip tensional, nu găsești nimic în regulă. Uh, pacienților le pare să creadă că dorile pot să, prevină, să provină de undeva, de la o sinuzită sau din altă parte, dar nu găsești nimic în regulă. Așa, așa e tipic cu bolii. Chiar dacă nu înseamnă că ai pățit ceva sau care, că e ceva amenințător de viață, tot e indicat să mergi la medic și să primești un tratament țintit, astfel încât să nu suferi în halul ăsta. Ziceam la început că unii oameni se trezesc dimineața brusc cu o durere de cap. Ce înseamnă asta? Dacă suferi deja de migrenă și ai același tip de durere pe care îl cunoști tu de 20 de ani și te-ai trezit dimineața cu el, poate să nu semne neapărat ceva grav. Uh, pentru că cel mai probabil primele semne s-au instalat în timpul nopții, când nu ai simțit, deja când te-ai trezit, migrana e deja instalată și de asta te doare capul mai tare. Uh, cefalea de tip tensional, de care vorbeam prima dată, de obicei nu apare dimineața la trezire, apare spre seară, când s-a acumulat stresul și oboseala. Dacă ai durere de cap cu caractere de cefalee de tip tensional dimineața la trezire, cel mai probabil înseamnă că nu ai dormit bine. Ori că ai dormit insuficient, ori că ai dormit ineficient. De exemplu, dacă suferi de sindrom de apnee în somn și sfore și faci și pauze de respirație în timpul nopții, atunci chiar dacă dormi 8-9 ore, este un somn ineficient în care nu ai ajuns în stadiile profunde ale somnului și nu te odihnești cum trebuie și atunci ai o cefaleie de oboseală imediat ce te-ai trezit. Dar dacă vorbim de durere de cap brusc instalată, ne-am trezit. Suntem bine? Imediat apare o, o durere de cap lovitură de trăznet, Atunci ne gândim că s-a întâmplat ceva grav. Cum ar fi o hemoragie cerebrală? Am înțeles, trebuie să mergem la medic. Da. Uh, apropo de semnele acestea distinctive ale diferitelor tipuri de durere de cap, uh, există anumite semne de avertizare ale unei dureri de cap care ar putea indica o problemă mai gravă, și poate să menționați câteva afecțiuni pe care le-am putea avea și uh, au acest semnal durerea de cap. Uh, da, ne gândim la aceste semne de alarmă, uh, la aceste steaguri roșii, atunci când uh, ori, uh, cum spuneam, durerea a debutat brusc, deodată a venit de intensitate foarte mare și atunci ne putem gândi la o hemoragie cerebrală, sau uh, dacă o durere de cap a debutat la vârsta de peste 50 de ani. De obicei, tipurile primare de cefalee debutează cândva în copilărie adolescență, adult tânăr sau dacă avem o durere de cap care crește progresiv în intensitate pe parcursul a câteva săptămâni. Ne putem gândi la o formațiune tumorală. Sau dacă durerea de cap este însoțită de febră, poate să fie în orice fel de context infecțios, ori sinuzită, ori oriunde altundeva în corp. Dacă avem o infecție, poate fi însoțită de durere de cap. Sau dacă avem o anumită durere de cap sub formă de curent electric, ne putem gândi la o cefaleie secundară, că este afectat unul dintre nervii cranieni. Ne mai putem gândi la o cauză severă, dacă durerea de cap este agravată de manevre care cresc presiunea intracraniană, cum sunt manevrele valsalva. De exemplu, dacă te scremi și atunci te doare capul și mai tare, poți să te gândești că s-a întâmplat ceva în Sau dacă cap. dacă faci masaj, mă gândesc, pentru cei care au spondiloză sau Da, cervicală. pot să fie anumite sau... puncte trigger, puncte declanșatoare și poți să te gândești că e un nerv afectat în cazul asta. Sau dacă, pe lângă durerea de cap, avem ori un semn neurologic, ori simptome neurologice, cum ar fi nu mai simți bine jumate de corp sau nu mai miști bine jumate de corp. Sau dacă mergi la neurolog și medicul, neuro, medicul neurolog te consultă și găsește ceva în neregulă, din nou îți pui problema că s-a întâmplat ceva grav pentru că în tipurile de cefalie primară Mergi la un neurolog, nu-ți găsește nimic în regulă. Dacă e să-ți recomandă investigații, nici acolo nu găsești nimic în regulă. Dacă găsește ceva și te doare capul, nu prea e de bine. Și atunci, unde, unde continui investigațiile? Adică ce, ce uh, dacă e să fie clar unul dintre tipurile de cefaleie primară, cum ziceam migrenă sau cefaleie de tip tensional, nu trebuie neapărat să continui investigațiile, ci uh, bine ar fi să primești un tratament țintit pentru afecțiunea ta și să -ți ții foarte bine boala sub control. Uh, dacă ne-am fi văzut acum 5 ani, aș fi spus că nu există astfel de tratament țintit. Sunt medicamente care se dau pentru alte patologii, dar care pot să te ajute și pentru boala ta, dacă ai venit la mine suferind de migrenă și aș fi zis că Deși nu e țintit, poate să țină bine lucrurile sub control Și chiar Unele dintre aceste medicamente, deși nu sunt țintite Pot să aibă alte beneficii Și de asta încă se prescriu, deși a apărut tratamente țintite De exemplu, unele dintre medicamente Pot să cauzeze scădere ponderală Unii oameni Nu se supără Sau poți să îți dea un somn odihnitor. Poți să-ți fie mai bine cu durerea de cap și poți să ai un somn odihnitor. Din fericire, de vreo 5 ani, au apărut și tratamente țintite, care merg, funcționează foarte bine, nu ți aduc alte beneficii, însă nici nu prea au așa de efect, multe efecte adverse și sunt foarte eficiente. Uh, telespectatorii noștri ne scriu și uh, le mulțumesc că sunt cu noi. Suntem pe Facebook, pagina de Facebook, Facebook Sănătate cu Prioritate, dar și Speranța TV. Uh, Dorina ne scrie că motivul pentru care o doare capul foarte des este uh, Coloana, vertebra, coloana vertebrală, având spondiloză, exact ce spuneam și eu, că și aceasta poate fi un trigger pentru durerea de cap. Mă gândesc la faptul că noi ne cunoaștem durerile de cap. Fiecare își cunoaște felul în care se manifestă durerea și atunci, ce ar trebui să observăm? Să fim fini observatori când se modifică această durere, ca probabil este un semnal. Așa e. Sunt anumite semne. Uh, ale unei boli anume, cum e exemplu migrena. Spuneam că de obicei te doare pe jumătate de cap. Dacă începe să te doare pe ambele părți ale capului, îți pui niște semne de întrebare, pentru că e altfel față de cum, cum era înainte. Sau dacă durerile de cap încep să țină mai mult mm, în migrenă, ar trebui să treacă și singură în 3 zile. Dacă începe să te țină peste 3 zile, 4-5 zile, îți pui niște semne de întrebare. Uh, de multe ori. Uh, suntem foarte concentrați asupra acestor cauze secundare, de exemplu, probleme cu coloana cervicală. Foarte mulți oameni suferă de probleme cu coloana cervicală, inclusiv din tinerețe. De multe ori, fiind atât de tentați să dăm vina pe cauze secundare, pot să treacă ani de zile până când să primești diagnosticul, care poate să fie unul dintre tipurile de cefalie primară. De exemplu, poți să crezi că te doare capul din cauza problemelor de acolo, la nivelul coloanei cervicale, dar tu, de fapt, să ai migrene și te doare pe o singură parte a capului din cauza migrenei. Dar dacă începe să te doare altfel față de cum te dorea, într-adevăr îți pui probleme că te doare de la ceva. Nu... Și atunci e momentul să mergi totuși la, la medic. Da. Chiar dacă nu-ți pui probleme că ar fi o cauză secundară, tot ar fi bine să te prezinți la medic, pentru că Uh, chiar, după cum spuneam, chiar dacă nu sunt amenințătoare de viață, tipurile de cefalee primară, uh, îți afectează foarte mult calitatea vieții și poți ajunge uh, să ai durele din ce în ce mai des și de asta uh, dacă ai minim 4 zile cu durere de cap pe lună, chiar dacă tu ți-ai luat pastila și și-a făcut treaba bine și repede, în jumate de oră ești bine, tot ar fi bine să mergi, să vorbești despre durerea ta sau chiar dacă ai 2 zile pe lună în care tu ți-administrezi ce știi și medicamentele nu sunt eficiente, e suficient încât să fie un motiv cât să ne fie nevoie să mergi la medic. Deci atenție mare la și la frecvența da. durerilor, așa cum le știai și cum, și da. cum apare. Uh, chiar dacă nu pun viața în pericol, poți să ajungi uh, să, să devină din ce în ce mai dese. Sau dacă începe să doar doară capul altfel față de cum știai tu, că le știi de mulți ani, chiar și oamenii care suferă de ceva de tip tensional sau de migrenă, pot să pățească și altceva. Și nu e bine să uh, te culci pe ureche, să știi că e, eu sufăr deja de migrene și că nu am nimic, e migrena mea. Dacă începe să te altfel, ne punem semne de întrebare. Are vreo legătură vârsta la care debutează o durere de cap? Uh, da, pentru mine e foarte important. Uh, dacă am pacienți care îmi spun că uh, mă doare capul de două săptămâni, uh, deja îmi pun semne de întrebare, dacă îmi zic că mă doare două săptămâni și până acum nu mă dorea capul. Sau dacă am pacienți cu vârsta de peste 50 de ani și zic că acum de vreo 2-3 ani a început să mă doară capul. Sau de câteva săptămâni. În Cazul uh, acesta care este? La ce vă gândiți prima dată când un pacient de 50 de ani spune de, de 2 ani mă doare capul? Uh, de cele mai multe ori chiar coloana cervicală. <laughs> dacă e să, să fie de 2-3 ani. Dacă e să fie mai recent, de obicei mă gândesc la infecții. Dacă... Asta e de obicei pentru că sunt mai frecvente. Dacă e să fie o cauză mai gravă, cum sunt tumori sau accidente vasculare, apar și alte semne pe lângă. Nu, nu e așa ceva vag de obicei. Dar, uite, de exemplu, migrena. Migrena e o boală cu o componentă genetică importantă. Și pentru că te naști cu această predispoziție, de obicei durerile apar cândva în perioada copilărie, adolescență, adult tânăr. Am pacienți care suferă de migrenă de când se știu, adică de pe la 3-4 ani. Wow! Atât de devreme? Da. De obicei, când ies apar în copilărie, nu are atât de bine caracterele de migrenă stabilite, însă se plâng de dureri de cap încă din copilărie. Știu că este, nu știu dacă e un mit prejudecată sau e adevărat, că nu e bine să aibă un copil dureri de cap până în șapte ani. Nu știu dacă este doar o vorbă okay. care circulă printre noi, cei care n am făcut medicina, sau e un sâmbure de adevăr aici. N-ar fi bine să aibă niciodată. Într-adevăr, durerile migrena. Fi periculos. Da, migrena începe de obicei după 7-8 ani și de asta, de aici provine și acest mit cu un sâmbure de adevăr în el. Însă, poate să deputeze și mai devreme. De obicei, dacă e să suferă de această boală, nu se manifestă cu dureri de cap chiar din copilărie. De obicei. Poate, dar nu de obicei. În copilărie poate se manifestă, de exemplu, la bebeluși sub formă de colici abdominale, sau apoi poate se manifeste sub formă de rău de mașină și abia cândva, în copilăria mai târzie sau în adolescență sau în perioada de adult tânăr, încep să apare și durerile de cap. Iar în migrenă, dacă nu faci tu nimic nici de bine, nici de rău, de obicei se tot agravează până la 35-40 de ani și abia apoi pot să fie din ce, în ce mai bine. Apropo de factorii care ar putea să ne conducă înspre o durere de cap, ce rol joacă aceștia? Când, dacă vorbim de factorii de mediu, ar fi stresul sau dieta, pot declanșa da. niște dureri de cap. Este considerabile. da. Stresul este principalul factor declanșator al durerilor de cap fie că vorbim de cefalei de tip tensional sau de migrenă, este principalul factor. De fapt, în migrenă, variația stresului poate să declanșeze migrenă, adică inclusiv dacă ne-am destresat brusc. Sâmbăta sau în prima zi de concediu, dacă te-ai destresat brusc și suferi deja de migrenă, poți să te trezești direct cu migrenă La fel și revenirea. La Am fel vrut. și revenirea. Orice variație a stresului. În cefalea de tip tensional, mai degrabă perioadele stresante pot să declanșeze o criză de durere. Apoi, de obicei, sunt variațiile hormonale din perioada perimenstruală sau periovulație, și de asta femeile suferă mai des decât bărbații de migrenă. Apoi. Variațiile somnului, dacă nu ai dormit cum, regulat, dacă te trezi mai devreme sau dacă te trezi mai târziu față de cum dormi de obicei, sau uh, variațiile meselor, dacă nu mănânci regulat, dacă mănânci anumite alimente, cum sunt uh, brânzeturile maturate sau uh, alimente care conțin tiramină sau monoglutama de sodiu, uh, cum sunt mezelurile sau mâncarea chinezească sau mâncarea de tip fast food uh, sau dacă bei alcool. Um, toate lucrurile astea pot să-ți declanșeze o criză migrenoasă dacă ai deja această predispoziție. Deci sunt și alimente pe care le-ai putea exclude, chiar și în perioada dureroasă, a, a, când te doare capul. Da. Ar trebui să le excluzi, mai ales cei cu migrene. Uh, da. Um, nu este un consens al specialiștilor că pacienții ar trebui să țină aceste diete, ci bine ar fi, sunt aplicații pe telefon care... Um, tu notezi cam ce ai mâncat sau ce ai făcut în ziua respectivă când ai avut durerea și poți să facă o evaluare și să-ți uh, vadă cam care sunt alimentele tale care pot să declanșeze o criză migrenoasă și dacă le eviți, ai putea să le iei mult mai rar. Uh, fiindcă e mai, uh, ne este peste mână întotdeauna să mergem la medic, avem deja început activitatea și suntem prinși în lucru. Totuși, cum le gestionăm? Cum gestionăm aceste dureri uh, acasă? Acelea pe care le cunoaștem sau poate cele noi. Uh, da. Uh, e, e bine să menținem uh, o igienă a somnului, adică să, să avem un somn regulat, să respectăm orele astea de somn de noapte, să adormim bine ar fi până în ora 12, chiar dacă sunt 8 ore, bine ar fi să începem somnul până în ora 12. Uh, Hidratarea este foarte importantă, chiar dacă nu suferi de nicio boală, dacă ești deshidratat din orice cauză, um, poate să doară capul, poți să ai deshidratare orică nu ai băut suficient de mult apă, ori dacă ai pățit vreo infecție, ori dacă ai băut alcool, orice deshidratare poate să declanșeze o, o durere de cap. Um, să mănânci regulat, um, să faci sport, ideal în aer liber, măcar jumate de ori pe zi, uh, și dacă faci toate lucrurile astea, ai șanse mult mai mici să pățești durere de cap. Mulțumesc pentru toate răspunsurile, uh, vă mulțumesc și telespectatorii mei și vă mulțumesc că ne-ați scris, că sunteți aici cu noi și ne-ați salutat. Uh, mai sunt. Uh, oamenii ne tot spun de ce uh, cred ei că au dureri de cap. Uh -huh. Otomastoidita, da. spune Luiza, provoacă durerile de cap. Uh, cam orice se termină cu ită. <laughs> Poate să dea dureri de cap. Otomastoidita e o inflamație, ar putea să dea o cefaleie secundară. Te doare capul din, cau din cauza acestei otomastoidite. Otomastoidita înseamnă că are o infecție pe undeva în sfera urechii, în spatele urechii. Poate pe lângă durerea de cap să mai aibă și altceva. Poate să amețească, poate să aibă vertij. E bine să o trateze. Sunt avantaje și dezavantaje, de obicei, când e să vorbim de dureri de cap primară sau secundară, când e să fie secundară, cum e această automatoidită, te aștepți ca omul respectiv, după ce își rezolvă problema, să nu mai aibă dureri de cap. Dacă e să vorbim de migrenă, e mai complicat, pentru că poți să ții sub control, însă, cel mai probabil, omul respectiv s-ar putea să aibă aceste dureri periodic mai mulți ani. O mică recapitulare înainte de finalul interviului cu privire la când ar trebui să ajungem la medic cu durerea de cap. În principiu, sunt două cazuri. Ori, dacă ne gândim la o cefaleie secundară, adică te doare capul altfel față de cum te durea, sau durerea de cap a debutat la vârsta de peste 50 de ani, sau durere de cap brusc instalată, de intensitate mare, sau dacă ai început să ai dureri de cap și tu te știi deja cu anumite boli, cum ar fi infecție cu HIV sau cancere sau boli autoimune, sau o durere care este crește progresiv pe parcursul a câteva săptămâni sau o durere de cap care este însoțită de anumite fenomene neurologice. Nu mai simți bine jumate de corp, nu mai mici bine jumate de corp, nu mai vezi cum trebuie, nu mai poți să mai vorbești cum trebuie sau dacă durerea ta de cap este însoțită de febră sau îți curge nasul mult mai rău atunci poți să te gândești la o cefaleie secundară și bine ar fi să mergi repede la medic. Bine ar fi să mergi nu neapărat de urgență, dar bine ar fi să mergi la medic, chiar dacă nu suferi de lucrurile pe care le-am zis mai devreme, chiar dacă sunt durerile de cap ale tale obișnuite, pe care le știi de mulți ani, însă dacă ai peste 4 zile mod constant cu durere de cap, chiar dacă tratamentele pe care le își fac efectul scontat, sau dacă ai cel puțin două zile pe noi cu durere de cap în care tratamentul nu își face Efectul Și înainte își făcea Da, bine ar fi să vii la medic Pentru că, din fericire, au apărut tratamente țintite, eficiente Și cu foarte puține sau deloc efecte adverse Și din păcate poți descoperi niște diagnostice Și din fericire le poți descoperi la timp da. Dacă vii mai repede da. Pe lângă tratamentele medicamentoase pot să fie și altele Pot să, pot să beneficieze de neuromodulare putem, putem face foarte multe lucruri Sper să ne mai întâlnim la un interviu și să discutăm în special despre noutățile migrenă, pentru că migrena este cea mai, cel mai greu de, durerea cel mai greu de suportat de cap care există. Mulțumesc pentru timp și pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere oricând.